Voineac, cercetător științific, coordonator conferențiar în laboratorul de plante ornamentale de la Grădina Botanică, spune că angajații instituției au muncit toată vara pentru a pregăti ca la carte târgul Flori de Toamnă, iar principalul element al evenimentului urma să fie crizantema. Очень большая потеря, потому что задействовало очень много труда, очень много. O pierdere foarte mare pentru că s-a depus foarte mult efort și multe materiale, pământul în care a fost sădit, oamenii care au lucrat, materialul săditor obținut după o tehnologie specială, ceea ce este foarte scump. Через меристему, способом in vitro, это среды, это все очень дорого. Până a fi afectată de ger, unele ghivece cu crizanteme au fost totuși vândute. Au fost afectată de ger. Nu mai au aspect decorativ frumos. Ce veți face acum cu ele? Nu știu, ce va spune directorul, le vom planta pe teren. Pentru expoziție au fost plantate și alte soiuri de flori, care însă, spre deosebire de crizanteme, nu sunt rezistente la frig. De aceea a fost nevoie să fie mutate în sere. Sperăm că le va place oamenilor la expoziția care se planifică pentru aprilie anului viitor. În prezent, Grădina Botanică are o colecție de peste 150 de soiuri de crizanteme, de toată frumusețea. Unele dintre cele mai noi varietăți de plante au început să fie cultivate acum 10 ani și sunt din ce în ce mai solicitate. Aceste crizanteme, atunci când înfloresc, au forma unei coroane și cresc până la înălțimea unui tufiș și au un aspect decorativ frumos. Decorativitate, formă și размер куста. Soiurile noi au fost aduse din Olanda, Israel și Polonia și s-au adaptat condițiilor noastre climaterice, iar acum sunt rezistente la frig. În primul an, după ce au fost plantate, crizantemele înflorite iau forma unei coroane mai mici. După 2 sau 3 ani, această coroană se mărește de 2 sau 3 ori. Prin asta este deosebit acest soi. Pe lângă sorturile noi de crizanteme cu flori mici, la Grădina Botanică au fost aduse și crizanteme cu flori mari, cum sunt bunăoara acestea. Ele se numesc Yalta și au fost aduse acum 3 ani din Georgia și au și un miros îmbietor. Ina Voineac spune că la Grădina Botanică se păstrează și soiuri de crizanteme care cresc aici de 10 de ani. Iată, acest sort american se numește Lipstick și se păstrează în colecția noastră deja de 40 de ani. Sâmbătă la Grădina Botanică urma să aibă loc expoziția Flori de Toamnă. Din cauza pandemiei, autoritățile au decis anularea evenimentului. Svetlana Turcu, Dmitrii Parșucov, Accent TV.